Vlog de la nuntă, partea 1. Ziua mea a început la ora 6 dimineața și mai exact cu o programare la păr și la machiaj. Având în vedere că cununia civilă și cea religioasă am făcut-o la Cluj în altă zi, în ziua nunții am avut doar petrecerea. Iar când am ajuns la restaurant și am văzut că toți furnizorii deja își pregăteau toate echipamentele pentru noi, mi s-a făcut pielea de găină instant. Și doar atunci am început să realizez că da, e nunta. Până toate lucrurile au fost aduse în camera mirilor, am ciugulit un pic dintr-o salată și ne-am pus pe treabă. Și mai exact am vrut să ne asigurăm dacă totul este în regulă. Acesta era prezidiul nostru, iar în farfurie invitații puteau regăsi meniul care va fi în decursul serii, cât și programul nunții. Fiecare masă nu era numerotată cu cifre, în schimb tematica nunții fiind cea de travel, am denumit mesele după locațiile în care noi mirii am fost. Am avut mare noroc de Ionela Lungu, organizatoarea noastră. Ea a ajuns la locație mult mai devreme și a avut grijă ca fiecare aspecte care am discutat să fie exact așa cum ne-l doream. Îmi doream ca toate doamnele și domnișoarele să se poată distra și fără tocuri, așa că ne-am asigurat să avem și o cutie de balerini, care m-au ajutat și pe mine foarte mult, fiind perechea mea de schimb. De la Lara Deco am primit butonieri pentru mire și naș, iar eu m-am bucurat de un buchet de mireasă efectuat din bujor natural, exact așa cum mi l-am dorit eu. Apoi m-am schimbat rapid în rochie și am plecat afară, acolo unde mă aștepta mirele ca să mă vadă pentru prima dată în rol de mireasă. Vreau să vă zic că acesta a fost cel mai emoționant moment, pentru că efectiv ne-au dat lacrimile la amândoi. Da, a fost un moment de nedescris și nu ne-am așteptat să plângem. Mai ales cum eu îi trimiteam soțului diverse clipuri pe Instagram în care mirii plângeau când își vedeau mireasa și râdeam de el întrebându-l dacă și el va plânge. Și uite că da. Iar eu l-am susținut. După acest moment a urmat o sesiune de poze și încet încet toți invitații deja apăreau. În timp ce întâmpinam restul invitaților, toată lumea se putea servi cu fructe de sezon, șampanie și aperitive sărate. Dansatorii de la Everest Artists au fost în rolul însoțitorilor de bord și rând pe rând le făceau check-in-ul tuturor invitaților. Din invitația pe care au primit-o de la noi, li se decupa numărul biletului între ghilimele de călătorie. Și dacă vă întrebați de ce se făcea acest lucru, este pentru că a urmat o tombolă, dar imediat ajungem să vă povestesc și despre tombola. Lista invitaților și a meselor a fost făcută la fel ca o hartă, unde fiecare invitat își putea găsi locul alocat. În tot acest timp, pe fundal se cânta muzică clasică de un quartet minunat. După ce au ajuns majoritatea invitaților, a apărut și Mirele Zglobiu, iar în scurt timp am apărut și eu, însoțită de tatăl meu. Iar în tot acest timp, cât noi făceam poze cu invitații, gașca noastră de prieteni deja era în sală pentru că ne pregătea o surpriză, și anume un dans. Iar aici ei repetau dansul lor. După ce toți invitații s-au poziționat la mese, au intrat nașii noștri, apoi urma să intrăm noi în sală, sub o formă mult mai diferită decât de obicei. Aveam un mesaj înregistrat cu vocea mea de întâmpinarea oaspeților, iar dansatorii, fiind însoțitori de bord, au prezentat instrucțiunile pentru petrecere. Iar pe lateral găsiți candy bar-ul și cabina foto. Apoi a urmat momentul în care am intrat noi, îl regăsiți în întregime și pe contul meu de Instagram, Grecu Vlada. Ne-am delectat cu cele mai gustoase bucate, iar apoi a urmat câteva momente de show, dar și câteva tradiții de care nu ne puteam lipsi, cum ar fi colacul miresei, ci că în teorie pregătit de mine, iar tradiția zice în felul următor: cine rupe bucata cea mai mare din colac, acela va fi capul familiei sau cel care va plăti mereu facturile. Am închiriat și cabină foto pentru poze, după care a urmat și primul nostru dans, dansul mirilor, care am văzut că a devenit foarte viral pe TikTok, ajungând la peste 2 milioane de vizualizări. Dar aici vreau să vă zic că a doua parte a dansului nu am postat-o, pentru că a continuat cu o chemare la dans a tuturor invitaților, alături de noi. Au urmat câteva ore de petrecere, în care toată lumea s-a distrat la maxim, cât și la dansul prietenilor noștri făcut pentru noi. Dar și o improvizație din partea mirelui pentru toți invitații noștri. Următorul moment fiind tombola de care vă ziceam. Mai de mult la nunțe doreau cadouri din partea invitaților pentru miri. Însă noi am vrut să fie invers și pentru că mai de mult se juca covorul, dulapul, farfuria, tigaia, am zis că noi o să le dăm aceste cadouri. Deci iată de ce aveau nevoie invitații să-și facă check-in-ul chiar la început de nuntă. Acest moment a fost mai mult de divertisment, dar toată lumea s-a distrat și s-a bucurat de cadouri. Am aruncat și buchetul miresei, urmând apoi să fie tortul mirilor, iar aici am avut un alt moment mai diferit, să zic așa, pentru că iarăși, pentru divertisment, am scos prima felie de tort tăiată de noi la licitație. Și ca să vedeți, a fost cumpărată la 300 de euro. Am servit invitații cu tort, după care petrecerea a continuat până seara târziu. Acum, pentru că a trecut atât de mult timp, vreau să vă zic că am avut parte de o nuntă foarte frumoasă și mă bucur enorm că absolut toată lumea s-a distrat. A fost un proiect la care am lucrat un an de zile, în care am căutat furnizori cu care să rezonăm, să ne înțeleagă stilul, tematica pe care o propunem, pentru că majoritatea cazurilor a depins totul de ei. Iar noi suntem foarte mulțumiți și acasă n-am plecat cu mâinile goale, pentru că toți invitații ne-au adus cărți și vin, așa cum era menționat pe etichetul de îmbarcare.
Iar acum trebuie să ne facem o bibliotecă și o vinotecă, pentru că avem destul de multe cadouri. Și dacă vreți să vedeți toate momentele în întregime, puteți să intrați la mine pe Instagram, Grecu Vlada, pentru că în highlights am postat toate momentele din ziua anunții în format real, așa cum sunt ele.